Cât e radical din 2? Nu, vreau să spun radical din 2 la 7 egal cu 2 la 3,5. 2 la? 3,5. Oare ai, vei ai dreptate? Ia gândește acum. Păi 3,5 ori 2? De 7. Deci radical. Dar nu cred că e bine. Ei nu pot fi un radical. Nu. Stai, să putem să analizăm. Eu nu te, vezi că nu te resping. Eu vreau să găsești tu greșeala, să mă o faci altă dată. Deci să-ți dai seama. Deci radical de 2 la 7. Ai vrut să spui că ar fi egal? Da. Cu 2 la 3,5. 2 la puterea 3,5. De ce? Dacă ar fi așa, ar trebui că ăsta la a doua să dea ăsta de aici, da? Păi 2 la 3. 2 la 3, 2 la puterea 3,5 și totul la a doua. E 2 la 7. Face, putem, 2 la puterea. Așa. Mulțim 3,5 cu 2, da? Da. La puterea 7. Deci este corect, ca ai spus. Este 2 la puterea 3,5. Da. Dar nu mai ai un exponent. Exponentul, n-ai prea discutat cu exponentul ăsta cu virgulă. Dar am gândit că e jumătate din 7. Sigur că da. Jumătatea lui 16 e 8, jumătatea lui 7 e 3,5. Da. Deci este corect. Eu vreau să te încurajez să îndrăznești pe ideile care sunt bune. Că tu n-ai făcut altceva decât sesizând că din 16 și la 16. Deci există și posibilitatea să scrii puteri, o să vezi mai târziu, puteri cu exponenți, nu numai numere naturale. Deocamdată numai numere naturale am întâlnit noi. N-am întâlnit la 2,7, la 3,5, la 2, nu știu ce, da? Dar există și asta, da? Mult mai târziu. De aceea, ca formă de scriere, corectă. Însă nu am cum să putem, nu putem calcula. Că zici 2 la 3,5, cam pe unde, cam ce valoare crezi că va avea? Așa. Păi ar fi 2 de 3 ori. Da. Și 2 de 0,5 ori. Adică... Da. Și ori 2 de 0,5. Da. Și cum e 2 de 0,5 e o problemă. 0,5 ori 0,5. Adică 0,2. Ar fi radical de 2. Da. Și radical de 2. Și radical de 2 cât este? Păi radical din 2 vine 0, dar din 1. Din 1. Păi radical din 1 e 1. 0,1. Radical din 1 e 1. Dar radical din 2 e mai mult de 1. Adică ar fi... Păi radical din 2 era 1. Da. Radical din 2? E 1. Nu, e 1 exact. Că 1 la a doua face 1. E 1 și ceva. 1 virgulă... Așa. 1,50. 1,50. Nu, e 3. 2 la 1,5. Deci, cam pe unde ar fi? Bănești tu. Între 1 și 0. Dacă ar fi... 2, dacă ar fi 1,5, 1,5 ori 1,5, ca și cum ar zice 15 ori 15, face 2,25, parcă nu, da. 15 ori 225. Da. Deci 2,25 depășește de 2, deci mai puțin de 1,5. Păi înseamnă că e sub. Deci ca valoare e sub. Da. Dar știi, este un număr care are o infinitate decimală. Zero. O infinitate decimală. Niciodată nu se repetă. Nu-i periodic. Mic, simplu, nimic. Dacă vrei să ne apucăm să extragi un radical din 2, nu terminăm niciodată. Îți lași ții, lași la copiii tăi, la toate, toți generații de-a rândul, până la sfârșitul lumii, dacă acesta va fi, nu se termină extras radical. Păi da, pentru că nu există 2, nu poate fi pătrat perfect. Nu-i pătrat perfect, sigur că da. Dar el este un număr cu o infinitate decimale. Ține minte ce spun, o infinitate decimale, fără ca decimale să se repete vreodată. Nu-i periodic. Deci nu poate fi organizat ca o fracție. Când numerele periodice simple sau mixte pot fi puse sub formă de fracții. Iar numerele acestea, radical din 2, radical din 3, radical din 7, din 5, sunt numere iraționale.
Adică nu raționale, raționale că nu era. Ca să poți să scriu cu fracții. Este să cheamă numere iraționale. Deci acum, introducerea radicalului acesta ne conduce practic la situația în care completăm mulțimea numerelor. Păi înseamnă cu 11 numeri irațional și deci pe tot număr. 11. Nu, radical. Da, radical din 11, radical din 13. Din... Okay, da. Ei, trebuie, uite că ne-am dat la discuția asta, trebuie să înțelegi că nu numai radical indicele 2 de aici când nu se pune. Poți fi și radical indicii 3. Până ară știi cât este radical indicii 3 din 27? Este 3. Pentru că 3 la puterea a 3-a este adică egal... Adică 3 radical din 24 e 3. Deci radical de ordinul 3 din cât? Din 24. Din, hai să zicem, din 24. Prima, că 27 se împarte la 3. Că ar fi 9 ori 3. Adică trebuie, uite, zice radical de indicii 3 din 125. Știi cât este? Adică 3 la... Te întreb cine, ce număr, încât la indice la a treia, deci să notăm cu x, x la a treia, să-mi dea 125. Cine la a treia de 125? 5. Deci la care 3 din 125 este egal cu 5. Deci, dragule, punem problema numai radical din indice 2, cum ești tu acum, cine la a doua, poți fi 5 la a treia, 5 la a șapte, așa mai departe. Deci x radical din orice ordin. O să vezi asta mai târziu. Dar hai să ne întoarcem la ale noastre. Deci eu ți-am dat radical din 2 la 7. Da. Pe 7 l-am scris ca 2 la 6 ori 2. Și radical din 2 la 6 este... 2 la 3. 2 la 3. Și a rămas radical din 2. Deci așa rămâne, așa în viață, în calculul care o să le facem, rămâne 2 la 3 ori radical din 2. Adică într-un fel ar fi 2 la 3 ori radical ori 2 la 0... Nu. Doar la 0,5 dacă vrei tu să scrii sub forma aceea, dar rămâne așa. Prezența, deci în momentul în care am vorbit de radical în clasa 7-a, rămâne scrierea aceasta. 2 la 3 care înseamnă 8, deci egal cu 8 radical din 2. Să ne întoarcem la ieșițiu. Nu l-am terminat încă, parcă l-am terminat. Da, l-am terminat. Este egal cu 3 la 3 la 50. Da. Ștergem tabla și să vedem până la ieșițiu. Vezi, în fața acestui ieșițiu am făcut o discuție, o discuție mult mai largă. S-a bazat pe ce? Pe ideea aceea de calcul a sumei aceea a tenilor care au calitatea aceea pe care se obțin din cel de față, nu adunând la cala sumului Gauss, ci înmulțind fiecare. Și de aceea mulțim ambei egalitatea aceea cu numărul respectiv. Deci asta este ideea pe care trebuie să o reținem. Să vedem mai departe. Unul la fel fac eu. Da. Și... Și acum am... Tot în ideea asta, nu? Da, da. Acum că ai găsit... 8. Arătați că x este un număr natural pătrat perfect. Unde x este egal cu... Deci x-ul este de forma... 1 plus 2 plus 3 plus puncte, plus 3 plus puncte. 98. Da. Închid paranteza, deci tot era într-o paranteză. Bun. Plus 49. Plus 49. Deci arătăm că numărul ăsta x este pătrat. Da. Perfect. 1 plus 2 plus 3 plus 40 plus 98. Da. Și plus 49. Îi fac suma Gauss. Aplăm suma asta, da? 98 ori 99 supra 2. E 98. Da. Ori 99. Ori 99. Supra 2. E primul plus ultimul. Da. Ca să înțeleagă toți prietenii noștri. Deci 99 ai zis tu. Da. Ori cât sunt ei? 98. Ori 98. Și supra 2. Pe 98 împărțit la 2 dă 49. Deci aici face 49. Da. Ori 99. Ori 99. Da. Asta e suma. Și atunci x-ul se așează de formă. X egal cu? 49 ori 99 plus 49. 49 ori 99 plus 49.
Și e capul. El trebuie să fie un pătrat perfect. Ce înseamnă să fie un pătrat perfect? Adică să fie numărul la a doua. Exemplu de pătrate perfecte. 2, 3, 7, 8 și 9 sunt pătrate perfecte. Ba da, 9 egal pătrate perfect. Păi 9 este. E la a doua. 9 este. Da. Aveai tu chestia cu 3, 7, 8, nu știu ce. Am învățat când am intrat la 5-a. Intra 5-a învățat asta. 2, 3, 5, 7, 8 sunt... Dar de unde venea aceea? Era altceva. Numele care se termină în ultima cifră, era chestia aceea, că discutam de multe ori, pentru pătrate perfecte. Da. Deci când se termină în 2... 2, 3, 5, 7, 8, nu sunt pătrate perfecte. Nu sunt pătrate perfecte. Dar celelalte merită să le analizăm. Unde sunt pătrate perfecte? Ar fi 81. De exemplu, 11 nu-i pătrate perfecte. Nu, 11 nu-i pătrate perfecte. 13. Da. Deci aici cum propui tu? Hai să ne faci la registru. Noi trebuie să arătăm să fii pătrate perfecte. Modele de numere pătrate perfecte sunt 4. Da, 4, 9, 15, nu, nu. 4, 9... 16. Da, mă, deci 4, adică e 2 la 2. 81. 3 la 2. 4 la 2. 64. 5 la 2. 49. Nu? 6 la 2. Deci 3, 6. 7 la 2. 49. Da. Și mai mai sunt pătrate perfecte. Deci ceva la 2. Da. Toate acestea se cheamă pătrate perfect. Ce fac aici? Eu trebuie să fie arăt să fie un pătrat perfect. Păi de este pătrat perfect. Cum? Pentru că e 49 ori 49 ori, pe 99 vor să scriu ca 49 plus 50. Dirigează-mă, deci 49... Spășivit. 49 ori 49 pe lângă 49 plus 50 plus 49. 50 trebuie să închid paranteza. Da. Da, plus 49. Nu. 49 la a doua plus 50 49 la a doua plus 49 ori 50. Așa. Plus 49 ori 50. Plus 49. Plus 49. Și nu ceva la a doua. Încă n-am reușit. Pot să scriu pe 50 ca 49 ori pe paranteză, 49 plus 1. Da. Deci egal mai departe cu 49. La a doua. Da. Plus. Plus 49 pe lângă 49, 49 plus 1. Și plus 49. Plus 49. Și egal cu? 49 la a doua plus 49 la a doua plus 49 plus 49. Plus 49 plus 49. Și totuși n-am ajuns la ceva la a doua. Dă-mi o idee. Păi 49 plus 49 nu-i 49 la a doua. 49 plus 49 nu-i 49. Sunt 2 de 49. Da. 2 ori 49. 2 ori 49. Așa puteți să scrii. Da. Și a fel cu 49 la 2 și 49 la 2, 2 din 49 la 2. Da, dar e ori. 49 la 2 e 49 ori 49. Sigur. Poți să scopi 49 un factor comun. De unde? Din ultimele două ori. Din ultimele două. Dar fai 2 din 49. Rămâne 1 și plus 1. Ar 2. Scoi din toate. Din toate, de la un capăt. E cam mai departe. Asta. 49. 49. Pe lângă. Pe lângă. 49. 49. Plus 49. Da. Plus... Da. Plus 1. Plus 1. Plus 2. Da. Vrei să fii plus 1, plus 1? Nu, plus 2, plus 2. Lăsa plus 2. Și acum 49. Plus... Pe lângă. Pe lângă. 49. Nu. 51 plus 49,
99. Cum? 100 faci? 100. Oh, ori 100. Atunci nu ori 100. Ei, 49 ori 100 îl putem vedea cumva ca să fie ceva la a doua? Păi 100 pot să scriu ca... Nu. 25 la 2 face mult. 6, 10 25. La 2. 10 la 2? Da. Deci egal mai departe, tu nu știu ce fac, îl las așa? Nu. Ce fac? Îl scriu ca... Nu trebuie să-i fac ceva la 4. Păi să-i facem. La 2. Așa? Păi n-am pus la 2. Cum? Cum? Cât oricât mai. Ia uite, cât ori pe 7 la 2. 7 la 2. Deci vine 7 la 2, ori? 10 la 2. 10 la 2. Ori 10 la 2. Și? 70 la 2. Tocam, 70, 70, nu? Să înțelegi? Da. Fiindcă la 2 și ăsta și ăsta. Da. 70, totul la a 2. Și pe mare. Da? Așa. F termenaș mai repede. Ia să văd cum mai repede. Hai să-i facem aici. Știți cum putem să fac? Uite, de aici, aș vrea să te uiți aici. Păi prin, da, putem să faci mai repede. Nu, pe 99, cum pot să scriu ca a doua? Ia uite-te încă o dată aici. Pe 49 îl scriu ca 7 la a doua. Da. Ori. Deci vreau să zic că aici te-ai uitat și ai scos la... Acolo, dar reușeam. Din... Deci ai scos 49 la a doua în final. Da. Dar aici nu poți să vezi ceva. Ce poți face aici? Deci aici te-ai uitat, mai ai văzut că nu mai poți face nimic, ai stricat cât s-a putut de tare și ai scot un factor comun pe 49. Dar aici, dacă te uiți? Mi-am scot un factor pe... Pe cine? Pe cine dacă nu, ai nu, cine? Nu, de acolo nu dau seama, de acolo, din aia, 49 atunci. Păi mai pui problema, adică cu 49 pe lângă. Pe lângă cine? 99 plus 1. Da. Și egal cu 49, ori 100. Oare, ce simplu era. Sigur că da. Dar iată cum într-un moment de neinspirație, alergi de aiurea și vezi foarte dar mult. Dar nu am reușit. Hai să-ți vezi. Dar cu ce consum de timp? Și cu un moment de bâlbâială aici, cât nemai știi să-ți mai faci, ai zis, hai să scot la factor comun. Dar același lucru trebuia, nu, deodată când ai văzut asta, să vezi că se poate scoate factor comun cu 49. Pentru că obiectivul, vezi, asta era problema. Tu nu înțelegi că obiectivul final este să fii ceva la a doua. Ca să fii pătrat perfect. Un număr la a doua. Și eu ți-am dat înainte pătratele perfecte. Ca să te pot ajuta, să te pot conduce. Și să văd cum reușești să ajungi acolo. Deci, vezi, asta e la matematică. Uneori ne ducem pe o cale de asta și tot bate și la sfârșit, dacă ajungem așa, dar ai consumat foarte mult timp. Și atât satisfacția ta era tot am l-am făcut. Dar să rămân multe nefăcute la o lucrare. Da? Asta este povestea. Altă ieșiți-o? Am tot așa, mai multe, dar... E mai să vedem, dacă nu înțeles. Okay. Da. 1 cu x egal cu x egal cu 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte, da. Plus 120, da. Plus 2 ori 242. 2 ori 242. Și da. Poți să fac sumă Gauss? Sigur. 120 ori 121 supra 2 ori 484 ori plus, 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 plus 484 egal cu 60 ori 121 plus 60 ori 121
481 plus 484. 484 se împarte la 60, asta e întrebarea. Tu răspunzi. Nu se împarte. Cum se împarte la 60 când 60 s-a plus 0 a, și da, 5? Divizor, păi faci răbire și mecheria. Aia este 6 ori 10. Ori 10 aici nu se poate. Fac 60 ori 121 plus 484. Ah, mulțim acolo și ține, da, ne adunăm și pe urmă dă un rezultat mare, dar acela, știi tu, a cărui pătrat perfect este? Nu. Va fi greu, nu? Da. Trebuie să ai... Aș putea să scopi 121 în faptul comun. De unde, mă? Pentru că 121 e și în 484. Asta e altă treabă. Asta e altă treabă. Deci e cam mai departe cu 60... 60 ori 121, ca să fac toată lumea, plus 4 ori 121. Da. Și e cam mai departe cu... 121 pe lângă. 121 pe lângă. 60. 60. Plus 4. Da. Egal cu 121 ori 64. Ori 64. Eu visez la ceva la a doua. Pe 64 e 8 la a doua. Așa. Egal cu. Ce bine ar fi ca și... Păi este 121, păi 200... 11 ori 11, 11 la a doua. 11 la a doua. Deci 11 la a doua, ori 8 la a doua. 88 la a doua. Și face 88 la a doua, știi, mă-ntâi. Vezi? Crește de tine. Da, 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 că... Deci ai văzut că am bătut câlpii, acum te-ai speriat. Și ai sensat că aici s-a fost 21. Ei, aș vrea să mă întreb, da, dacă aș fi fost așa, 11 la a doua plus 8 la a doua. Cum ai fi mai făcut asta? Aici făceam 121 plus 64. Deci n-ai ce face. Nu-ți poți să spui cu 11 plus 8 la a doua. Nu. Nu are greșeală. Da, dacă e sau... Numai înmulțire. Deci când e înmulțire, de-aia am vrut să fac observația aici și te-ai făcut calculul și vezi dacă rezultatul este un număr care scrie totul la a doua, să fim poate perfect. Păi, da. Da. Hai să vedem altceva. Asta o creștiu. Zi. Mai facem unul. Da. X egal cu 8 pe lângă 1 plus 2 plus 3 plus puncte puncte plus 49 plus 1225. Plus 49, și închid paranteza. Da. Plus? Plus 1225. 225. Poți fac suma Gauss mai întâi. Da. 8 pe lângă 50 ori 49 supra deci, 2. Deci X-ul egal cu... X-ul egal cu 8 ori 50 8 da? Ori 50 ori 4 ori? Plus 49. Deci 50 este 1 plus 49 50 da. Ori 49 plus 49 supra 2. Așa. Și plus? Plus 1225. Deci egal. Păi 50 cu 2. Da. De 25. Da. Bine, 8 ori... 8 ori 25. 8 ori 25. Ori 49. Plus 1225. 1225. Parcă era multiplu 15 la... ceva. 15 la ceva face... Păi 8 e 4 la 5. La 5. 15 ori 15 face 225. 225, da. Da. Dar și 1225. Păi înseamnă că e ori 15... Păi dacă 15 la 2, e 225. Da. 225 cu 225, 250. Nu 450 cu 450. Dar să calculăm unde calculăm. Una, două. 15 la 4. 15 la? Nu, la 5. 15 la 5. Ia gândește, 15 la 5 cam cât face? Așa, mult. Foarte mult, e enorm de mult. Enorm de mult. A, păi e mă...
15 la 2, 225. Am mai pus 15 la 3 și am făcut 225 plus. Plus la... e mulțit acolo. Deci este mult, că n-am de mult. 15 la 3. Hai să mai vedem ceva. Pentru că restul toate celelalte s-ar fui la 2, adică 2 la... 2 la 4, ori 5 la 2, ori 7 la 2. 7 la 2 s-ar cadra aici, 7 la 2? Și nu, că 225 nu are pe 7. E ceva cu 25 ori. E numai cu 5. 1225. Hai să descompunem ce mai trebuie. Deci 1225. Dacă îl descompunem, cât ar fi? 35 ori 35 cât face? Exact. Păi uite, nu m-am gândit și m-am dus la 35. Mai da, 30 ori 30 fac 900. 40 ori 40 fac 1600. Și atunci am 900 între 6, păi 35 de da. Deci așa m-am dus. Fără să adică mai vine 2 la 4 ori... Deci vine 8 ori 25 ori 7 la 49, da. Și plus 35 la 2. 35 la 2. Și da. 2 la 4, ori 5 la 2, ori 75 la 2, plus 35 la 2. Deci 2 la cât? 7, spus puțin. 2 la 4. Da, 2 la 4. E bine 2 la 4? Nu, trebuie și la 2. Deci corect este? Cu 8 acela cât înseamnă 8? Păi 4 la 2 nu. 4 la 2 nu. Dar atunci? 2,5 la 2. 8? 8 ori 25, atât face 100. 200 și scriu ca... 2 ori 10. 2 ori 10. 2 ori 10 la 2. Da. Tot atât de bine, puteți spune că 8 e 2 ori 2 la 2. A, 2 și la 2, 4, 25, 100 la 2, deci 2, cum vă zis, da. Mama e tot atât de bine. Deci 2 ori 10 la 2, da. Ori 7 la 2, 2 ori 10 la 2, 7 la 2, plus 35 la 2. 35 la 2. Hai, du-mă spre ieșit, spre final. Ce mai poți face? Păi pe 10 pot să scriu ca și nu. De ce zici nu? Eu vrei să deschizi gura și la mine vezi dacă eu îmi schimb mimica feții. Dar tu nu trebuie să faci asta. Tu trebuie să gândești, să-ți asumi răspunderea și să vezi. Păi atunci este... ...140 la 2 plus 35 la 2. De ce zici 140? 2 ori 10. 2 ori 10, da. 20. Da. Ori 7. Da. 140. Ar fi fost bine dacă ai fost și la aici la 2. Păi da, asta căutam, să scriu pe 10 ca ceva la 2. Păi dar tu când ai zis mai înainte așa, ai scris la 2 greșeală să recunoaște. Da, că nu putem să facă deci asta. Nu poți să le mulțești aici între ele, decât dacă avea aceeași exponent. Neavând aici la 2, e greșeală. Păi pe 10 poți să scriu ca 2 ori 5. De acord? Și vine 2 la 2 ori 5 la 2. 2 la 2 ori 5 la 2. Ori 7 la 2. La 2. Plus 35 la 2. Plus 35 la 2. Și gata. 70 la 2. 70 la 2. 2 ori 5 ori 10 ori 7, da? Plus 35 la 2. Atunci zic 2 ori. 2 ori. Dar dumneavoastră, de ce a scris 2 la 2 ori 5 la 2? Păi tu mi-ai zis, 10 nu înseamnă 2 la 2 ori, 2 ori 5 și totul la a doua nu înseamnă 2 la 2 ori 5 la 2? Ba da, da. Și tot nu ce faci cu 2 ori. Îndrăznești, da. 2 ori, cât ai zis? 2 ori, 7, ori 70 la 2. 2 ori 70 totul la a doua plus 35 la 2. Și
Păi 70 la 2 adă un număr mare. Sigur că da. Nu pot spune 140 la 2. Nu pot să spun, am văzut că e greșeală. Nu pot să fac nimic. Dar ceva trebuie să facem, e prin dimineața. Trebuie să facem o idee, trebuie să ne vină. E ceva ușor. Doiul ăla mă enervează. Ăla te supără, da, mult. Dacă ai mai câștiga un doi din nei, de aici s-a lipit de doiul ăsta, da, ai fi fericit? Păi dacă o să scriu ca 7 ori, 7 la 2, ori 10, ori 5 la 2, ori 2 la 2. Păi și ne întoarcem. Păi da. Ne întoarcem. Uite și la 35 și la 70 poate să vină vreo idee. 35 și 70. 35 jumătate din 70. Adică în loc de 70 cât se zice? 35 la 4. Nu. La... Nu. Deci... 35 la 2. Și atunci 35 la 2 și 7 și 2 la 2. Da. Deci e cam mai departe cu... Hai, te rog. 35 la 2. Deci 2 ori. Da. 2 ori. 35 la 2 ori 2 la 2. 2 ori 35 fac 70. Plus 35 la 2. A 2. Și la multe parte. Păi ar veni 35 ori 2 la 3. Deci 35 ori 35 ori 2 la 35 la a doua, da, ori 2 la 3, 2 la 3, plus 35 la a doua. Egal. Adică. 35 aș putea să scriu ca 5 ori 7. Uite, uite. Să vedem, mă, că ne-am adus și strici, te toarci înapoi. Deci 35 la 2 e factor comun, că e comun și aici și partea cealaltă. Asta înseamnă factor comun. Și vine 35 la 2. Pe lângă 2 la 3 plus 1. 2 la 3 plus 1. Și e calcul? 3 la... 2 la 3. 2 la 3 e... 8. Așa. Plus 1, 9. Știi, 9 ori 3 la 2. Și face 35 la 2. 3 la 2. Și egal? 105 la 2. 105 la 2. Are joc. Ai văzut? Ai văzut? Nu putem să facem mai repede. Uite, suma a fost calculată. Din clipa în care am ajuns aici, și sesizam că putem incorpora aici un 35, deci de acum nu știam foarte repede că un 35 îl putem găsi, dar 35 îl las încă, nu la el, cum l-am lăsat. Ce s-a întâmplat? În clipa în care tu ai dus aici și ne sesizând că după 35 la a doua umbli, ca factor comun, ai bârbuit aici o perioadă de timp. Așa, da. Din clipa în care erai 70 la a doua, adică să rei deodată aici. Fără să mai pășești pe etapa asta, că ești 70 ori 5. Și acum 70 îl vezi ca de 2 ori 35. Deci, de aici încolo te ieșiți continuu foarte bine. Dar asta a fost o perioadă de timp. Atât. În rest,